Uitați-o pe Ana cum se plimbă cu roata. Am venit astăzi la antrenament, că nu am mai făcut de mult și am zis să ne antrenăm puțin. Dacă tot a ieșit soarele, e vreme frumoasă. Voi cum sunteți? Bine? Uitați ce frumos e aici la noi, la Pleinfeld. Foarte frumos. Nu știu dacă vouă vă place. Mâine, dacă tot așa o să țină vremea, o să fac să merg puțin cu drona. Să facem o filmare cu drona. Poate o să vă placă și acea filmare cu drona. Avem multe în plan, dar să vedem dacă le reușim să le facem toate. Acum așteptăm pe Ana că vine încet, încet. O să vă fac o tură cu... O să merg eu o tură cu monociclu. Să vedem dacă vă place. Da, fain, iubita. Foarte frumos. Și avem cel puțin vreo lună de zile de când ne-am mai dat. Și am venit să ne mai antrenăm puțin, să luăm o gură de aer. Am stat, m-am închis în casă din cauza că vremea aici în Germania e tare, tare ploioasă, a fost ultima perioadă. Și după serviciu am zis, hai să facem o mică ieșire. Să luăm și o gură de aer, să ne antrenăm. Uite, așa ne petrecem timpul liber în Germania, când e vreme bună. Așa, prieteni dragi, aștept să fac și o tură a mea și apoi o să vă plimb cu mine. O să vă fac o plimbare. Ia să vedem Ana ce mai zice. O umflăm mâine, Ana. Aha. O să o umflăm mâine. Da. Uite, Ana îmi spune că roata e moale. Că nu am uitat să o umflăm. Că ne-am grăbit să prindem, să nu se întunece. Că aici, imediat, ori vine ploaie, ori ceva se întâmplă. Și ca să nu pierdem, să ratăm vremea bună, am lăsat roata. În fine, o să o umflu eu astăzi. O să am pregătită pentru mâine. O să-mi pregătesc toate sculele pentru mâine. Nu m-am așteptat ca vremea să fie atât de bună astăzi. Și nu le-am toate pregătite. Mâine mergem la o plimbare în altă zonă. Undeva la, în apropierea unui lac. Să vedem, poate o să... Avem și vreme cum trebuie. Se vede și e frumos. E frumos aici în Germania. Luana nu prea îi place, dar asta este. Ne place serviciul unde lucrăm. Asta ne ține aici. Nu ne place mai mult în Grecia. Poftim? Aha. Mă dă o tură să-i duc și pe oameni, să-i plimb un pic cu monociclu. Ce ești telefonul? Da. Lasă că îl ține. Hai să vă plimb o tură cu monociclu. Trebuie să vedem, mai pot urca? Sau? Acum îmi spune să merg mai încet.
câte observați, am reușit să mă urc din prima, fără probleme. E ca și cum mers pe bicicletă, odată învățat, te dai și a doua oară, chiar după o perioadă mai lungă de timp. Merg prea repede. Să mă întorc. Am reușit și întoarcerea. Ok. Oameni buni, eu vă las. Asta doar e un antrenament. Vă las, mâine o să mergem în altă parte, dacă vremea ne permite. Și să vedem și alte locuri mai frumoase. Vă urez o seară, o după masă plăcută și la următorul clip.